Inspectoratul Școlar Județean Dolj va primi între 12 februarie și 10 martie toate propunerile unităților de învățământ preuniversitar legate de revistele școlare care vor intra în etapa de analiză și avizare. Este vorba despre reviste și periodice realizate de elevi, în colegiul redacțional fiind maximum două cadre didactice. Se urmărește un palier larg prin care să se ajungă la evidențierea talentelor copiilor, dezvoltarea capacităților acestora, competiția între clase și unități de învățământ și participarea la concursuri naționale. Ce urmărim prin aceste reviste? Dezvoltarea unei competiții între elevi, între clase, între unitățile de învățământ, fiindcă este și la nivel de național, la nivel de țară, există și un concurs național de reviste școlare. Aici ne mândrim că Dolju participă cu minim 10 reviste pe fiecare an la concursul național și anul trecut revista câștigătoare a fost de la Colegiul Național Carol I. De reviste sunt reviste în limbi străine, reviste umoristice, reviste tehnice, reviste științifice, fiindcă se adresează la toate nivelurile de învățământ. Științifice, tehnice, matematică, fizică, chimie, biologie. Avizarea se face în cadrul acestui departament și, bineînțeles, să nu uităm și revistele în limbi străine. Avem și acest tip de reviste și ce mai sunt și reviste umoristice, asta în general la copilași și de învățământul preșcolar sau primar. Revistele școlare se distribuie elevilor gratuit, costurile pentru realizarea lor fiind acoperite din bugetul unităților de învățământ.